Bună copii! Vă spun un bun venit la colțul cu povești! O călătorie deosebită, partea a doua. Două familii de misionari merseseră cu căruța trasă de boi spre un sat din India. Una dintre familii era cea a micuței Amy. Locuitorii satului s-au bucurat să-i vadă pe misionari și erau nerăbdători să afle mai multe despre Isus. Erau mulți copii în sat și, vai, cât de curioși erau să-i vadă pe cei doi copii misionari. Le atingeau cu sfială pielea albă și le pipăiau părul blond. Amy și băiețelul misionar zâmbeau, iar copiii indieni le zâmbeau și ei. Când a sosit timpul să meargă la culcare, părinții le-au instalat paturile pliabile și plasele de țânțari într-o colibă indiană. În tot acest timp, sătenii indieni îi urmăreau atent la tot ce făceau. A doua zi dimineață, indienii i-au văzut pe misionari mâncând cu tacâmuri, adică folosind cuțite, furculițe și linguri, în loc să mănânce cu degetele. Când a venit rândul lui mami să le vorbească copilor, aceștia au stat jos pe rogojini sau covorașe. Ea le-a povestit întâmplări din Biblie, în timp ce altcineva repeta același lucru în limba pe care copiii o înțelegeau. Aceștia au ascultat foarte liniștiți și le-au plăcut foarte mult pozele frumoase și cartonașele cu texte de memorat pe care mami le-a dat. Apoi mami le-a vorbit femeilor. Ca și copii, ele s-au așezat pe rogojin. Mami le-a spus că din clipa în care se hotărau să-L aleagă pe Iisus, oamenii vor ști că ele nu se mai închină la zei. Își vor da jos bijuteriile, vor avea grijă să mănânce hrană curată și să învețe să aibă grijă de corpul lor. Femeile ascultau și multe dintre ele tăteau aprobator din cap. Voiau să-L aleagă pe Iisus și să facă tot ce era pe placul Lui. Vrea cineva dintre voi să-I arate chiar acum lui Iisus că îl alege pe El? Le întrebă mami pe femei. Apoi, ea a despăturit o batistă albă și mare de-a lui tati și a așezat-o pe pământ la picioarele lor. Totodată, multe femei și-au dat jos brățările de la gleznă și pe cele de la mâini, mărgelele din jurul gâtului și inelele de pe degete. Le-au adus și le-au pus în batista aceea mare. Femeile erau fericite și la fel era și Iisus. Timpul pe care misionarii l-au petrecut în sat a trecut mult prea repede. Când a sosit timpul plecării, misionarii s-au rugat cu oamenii din sat, apoi s-au urcat iarăși în căruță. Sătenii le-au făcut cu mâna și au rugat fierbinte să se întoarcă la ei curând. Familiile de misionari erau fericite pe drumul plin de zgâlțieli până la gară. În Bombay, mami a pus deoparte bijuteriile pe care femeile din sat și le scoseseră atunci când au ales să-L iubească, să se încreadă în Iisus și să-L asculte. Într-o zi, ea avea să le arate oamenilor din America și să le reamintească faptul că Iisus vrea ca El să fie cel mai important pentru noi. Vrei și tu să îl consideri pe Iisus întotdeauna cel mai important? Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!